Ori de câte ori mergem la mare, vedem siluetele reactoarelor de la Cernavodă și parcă ne trecem un pior privindu-le, mai ales că s-au întâmplat destule incidente și accidente cu astfel de centrale nucleare. Astăzi s-a anunțat că o misiune internațională a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a avut loc la inițiativa Nuclear Electrica pentru a evalua și stabili planurile de retehnologizare ale reactorului 1, unitate dată în exploatare în 1996. Cele două reactoare au fiecare o putere de 700 de megawatt și asigură circa 20% din necesarul de energie electrică al României. Retehnologizarea se va desfășura în 3 faze și are scopul principal de a-i prelungi reactorului 1 durata de viață cu încă 30 de ani. Prima fază este în curs de derulare începând în anul 2017 cu termen de finalizare 2021. Cea de-a doua fază se referă la pregătirea implementării proiectului și se va derula în perioada 2021-2026. A treia fază va începe în 2026 când se va face implementarea propriu-zisă cu oprirea planificată a reactorului, fază ce va dura până în 2028. La această retehnologizare participă specialiști români și străini și cei mai reputați experți în reactoarele de tip CANDU, cum sunt cele de la Cernavodă.